Siguranța unui loc de muncă pentru cei mai mulți dintre români înseamnă siguranța zilei de mâine. PSD propune mai multe soluții prin care cetățenii români să aibă posibilitatea de a avea un loc de muncă chiar la ei în țară. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat pentru perioada 2021-2024 propune sprijin financiar pentru orice firmă ce înființează și menține 1 sau 2 ani locuri de muncă. Partidul Social Democrat propune pentru următorii ani stimularea creșterii salariilor în mediul privat în funcție de gradul de calificare. Acordarea de vouchere de până la 100.000 de euro firmă pentru acoperirea cheltuielilor cu formare profesională a angajaților, cu condiția creșterii salariilor celor care au parcurs programul de formare. Oamenii doresc cu siguranță schimbarea astfel încât România să se poată dezvolta atât din punct de vedere economic cât și social. Credeți că ar fi bine ca fiecare cetățean să aibă asigurat un loc de muncă? Păi normal, sigur că da, altfel cu ce se trăiește? În acest fel poate crește România din punct de vedere economic și social. Sigur că da, numai așa se poate crește. V-ați dori ca în următorii 4 ani să fie mai multe locuri de muncă? Sigur că da, mi-aș dori foarte mult pentru toată lumea, pentru că numai așa putem trece mai departe și fără prea multe greutăți, pentru că viața care e trăită acum nu este o viață decentă, este o viață chinuită pe care lumea abia reușește să își treacă zilele de pe o zi pe alta, să-și ducă traiul de pe o zi pe alta. Trebuie să aibă orice om un loc de muncă. E bine pentru oricine, mai ales spre bătrânețe. Ați văzut, trebuie o pensie, o asta. V-ați dori ca în următorii 4 ani să avem mai multe locuri de muncă? Da, nu? Da, bineînțeles. Credeți că România ar crește mai mult din punct de vedere economic și social? Da. Ar fi mult mai bine să fie, da, să fie locuri de muncă, să înființeze totul pentru copii, pentru toate astea. Nu vedeți că tineretul, majoritatea, pleacă în afară pentru un loc de muncă. Aici, pe timpul lui Ceaușescu, te lua de pe stradă și te băga la serviciu. Cât de necesar considerați că este ca fiecare cetățean român să aibă siguranța unui loc de muncă? Cel mai necesar. Fără un loc de muncă nu poți plăti datoriile, nu poți trăi normal. V-ați dori ca în următorii 4 ani să fie mai multe locuri de muncă în România? Da, categoric, și trebuie specializări. Pentru că numai cu locul de muncă nu poți să avansezi dintr-o meserie, rămâi tot timpul pe locul 2, nu ești luat în seamă, trebuie limbi străine, la locul de muncă chiar plătite de patroni, acolo unde sunt sediu și unde se poate. De cel mai important lucru pentru orice persoană este ca să aibă un loc de muncă, să aibă din ce trăi. Rata șomajului se va reduce prin finanțare cu 2.500-5.000 de lei a cursurilor de calificare tip școală de șofer sau meșteșuguri pentru lucrătorii din grupuri sociale cu șomaj social ridicat. De asemenea, Partidul Social Democrat vine în sprijinul familiilor cu copii printr-un program de stimulare a natalității prin vouchere de 400 de euro la nașterea fiecărui copil și vouchere pentru creșă până la intrarea în grupa mică de la grădiniță.